Bun găsit! Un pic de nesiguranță astăzi poate ne frământă tot felul de lucruri la muncă sau acasă, dar le vom depăși dacă avem răbdare. Pentru berbeci sunt posibile discuții în contradictoriu cu cineva din casă. Este un conflict de opinii. Dacă privesc din altă perspectivă, poate știu cum să discute. Pentru tauri se poate anunța, mai ales în prima parte a zilei, vești surprinzătoare, mai ales de la muncă, sau descoperă că ceva nu este făcut așa cum s-au înțeles. E bine să aibă mai mult tact. Pentru gemeni, ziua poate aduce nemulțumiri, tot felul de sarcini de care nu au chef, nu se mobilizează sau nu sunt într-o formă fizică foarte bună. După amiază, însă, e mai bine. Pentru raci, ziua marchează și pentru ei tot felul de emoții, neliniști în legătură cu o persoană din familie sau cu o treabă ce trebuie rezolvată în familie și nu prea știu exact cum să o abordez. Pentru lei, o zi cu chef mai puțin de muncă sau se necăjesc repede dacă ceva nu funcționează sau cineva nu funcționează la locul de muncă, e bine să trateze mai detașat lucrurile. Pentru fecioare, dispute cu apropiații legate de cine știe ce problemă. Își expun cu sinceritate opiniile, dar pot constata că alții gândesc altfel și li se cer argumente mai subtile și poate nu au chef să intre atât de adânc în problemă. Atenție și la bani fără cheltuielezi. Pentru balanțe, mai ales după amiază, pot exista conflicte de opinii. Unii oameni pot fi nemulțumiți de deciziile pe care le au sau de poziția intransigentă pe care o adoptă, mai ales dacă nu acceptă să fie contraziși. Scorpionii așteaptă o veste importantă, se pare, și pun cap la cap niște informații pe care le aud. Nu sunt foarte clare, dar intuiția lor completează acolo unde nu au dat. Săgetătorii pot fi preocupați să pună bani deoparte sau au deja și fac tot felul de calcule financiare în legătură cu niște rezerve secrete și este posibil să aibă o intuiție cum să salveze banii. Capricornii, discuții un pic tensionate, mai ales după amiază cu o persoană importantă pentru ei în acest moment și pot fi surprinși de deciziile sau de ideile acelei persoane. Pentru vărsători, este posibil să digere mai greu astăzi soluțiile cu care vine un colaborator sau recomandările care li se fac de sus, de la șef sau de la autorități. Pentru pești, ziua poate aduce astăzi temeri financiare, mai ales dacă au un proiect, vor să facă o cheltuială și nu prea pot, sau partenerul de viață spune pas, alte lucruri sunt mai importante. O zi cu puține complicații sufletești, mai ales dacă avem sentimentul că ceilalți nu ne lasă să trăim noi fericiți sau să ne facem gusturile. Mai sunt și astfel de zile. Numai bine, ne vedem și mâine!